Alin a trecut prin 5 operații. Introducerea șuntului și au decis să îi se introducă camera. Gamma Knife cu un cadru metalic încă aprins în șuruburi. Operația de coborâre a testiculului. A revenit durerile de cap, deci a revenit hidrocefalia și a urmat o altă operație, adică alt șunt. A făcut și 3 stop respirator. A fost foarte greu. Nu știam dacă va rezista sau nu. Alin a trecut prin 5 operații. Cea mai dureroasă și cea mai grea a fost prima operație de îndepărtare a tumorii, care a durat 7 ore jumate. În acest timp el a făcut și 3 stop respirator. A fost foarte, foarte greu și am stat cu sufletul la gură pentru că nu știam dacă va rezista sau nu. Operația a fost făcută la Baltazar Arseni în 2013. După aceasta a urmat introducerea șuntului care a fost făcută tot la Baltazar Arseni, primul șunt. A treia operație a fost introducerea camerei care ne ajuta să facem acest tratament, adică tratamentele intravenoase, pentru că el nu mai avea vene, îi se spărgeau tot timpul venele și au decis să îi se introducă camera. După această operație a urmat Gamma Knife, adică aceasta este o operație fără cuțit, cu un cadru metalic încă aprins în șuruburi, care a fost făcută tot la Baltazar Arseni, în centru de excelență. A fost o zi grea, dureroasă pentru el și pentru noi, să-l vedem cu cadrul acela metalic în cap, prins în șuruburi și a mai plâns și de durere. A fost foarte greu. A urmat operația de coborâre a testiculului care am făcut-o în Turcia. Totodată s-a făcut și operația pentru introducerea altei camere de tratament pentru că cealaltă se înfundase și nu se mai putea umbla pe ea și scoaterea vechiului șunt. După 2 zile a revenit durerile de cap, deci a revenit hidrocefalia și a urmat o altă operație, adică alt șunt introdus în Turcia. Acesta este mai performant, chiar cu ajutorul șuntului Alin se simte foarte bine. Trebuie să mergem în Turcia în permanență să facem aceste controle lui Alin pentru că acolo i s-a introdus acest șunt performant, adică îi reglează presiunea intracraniană și se scurge lichidul strâns pe creier. Acest dispozitiv pus lui Alin, în timpul în care facem acest remene care e necesar pentru controlul lui. În timp ce îl bagă în remene, acest dispozitiv se închide pentru că este magnetizat. După ce îl scoatem din remene, dispozitivul lui, adică șuntul introdus acolo în Turcia, trebuie redeschis și să-i regleze presiunea intracraniană ca să poată să fie bine, să nu mai aibă aceste dureri de cap. Viața lui Alin ar fi fost un chin dacă nu ajungeam în Turcia să-i schimbăm acest șunt performant, pentru că aici în România i s-a pus lui Alin un simplu furtunaș care i se scurgea tot lichidul după creier și rămânea creierul uscat, de aceea avea acele dureri insuportabile de cap. Datorită acestui șunt care l-au băgat în Turcia, Alin se simte foarte bine. De aceea vă rog din suflet să fiți în continuare alături de noi și să intrați pe site-urile Asociației Speranță pentru România și să donați în continuare pentru Alin, să putem să mergem la aceste controle care sunt necesare lui Alin. Din păcate, Alin, din cauza tratamentelor și a bolii, adică a cancerului pe creier care suferă, are probleme și cu ochii. Adică ochiul drept are cataractă avansată și
trebuie neapărat să fie operat. Ați ascultat până acum povestea lui Alin. Are 14 ani și de 10 ani de zile, de la 4 anișori, se luptă cu această cumplită boală. Este un adevărat erou, este un luptător și cred în toată inima că Dumnezeu îi va duce vindecare în trupul lui în lupta aceasta cu cancerul. El are nevoie mai departe de ajutorul nostru, de suportul nostru financiar, pentru că lupta aceasta o duce în Turcia, unde sunt costuri foarte mari. Cu această ocazie vreau să vă mulțumesc pentru fiecare donație, pentru că noi îl ajutăm cu ajutorul dumneavoastră de 4 ani de zile. Și după cum vă spuneam, lupta continuă. Vă invit și vă rog să intrați pe site-ul nostru, speranțapentruromania.ro, unde avem deschis o campanie de strângere de fonduri pentru Alin, a Mariei, și cu ajutorul donațiilor dumneavoastră, el va putea să continue lupta aceasta în Turcia și să iasă învingător. Pentru fiecare donație vă mulțumim și Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia.